vremea încurcată anotimpurile face figuri în aproape toată țara. Temperaturile au scăzut destul de mult și nu scăpăm nici în ruptul capului de ploi. Va ploua în multe orașe din România, iar în unele vor fi vijelii și furtuni. Temperaturile maxime vor ajunge până la 23-24 de grade, iar minimele vor ajunge și la 13 grade Celsius. Să mergem și la hartă. În partea de nord-vest a țării, regiunea Maramureș, temperatura maximă va fi de 23 de grade la Baia Mare. Coborâm în Crișana, maxima zilei va atinge tot 23 de grade la Oradea. În Banat, astăzi se vor înregistra 23 de grade la Timișoara. În Oltenia, temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade la Craiova și 24 la Drobeta, Turnul Severin. În Moldova, temperaturile vor fi cuprinse între 21 de grade la Suceava și 27 la Iași. În zona litoralului, maxima zilei va atinge 24 de grade la Constanța. În centrul teritoriului, temperaturile vor fi cuprinse între 21 de grade la Brașov și 22 la Sibiu. Astăzi, în capitală, vom avea 24 de grade. Cam atât despre meteo, să aveți o zi excelentă!